În orice ai face sau orice ai vrea să ajungi, trebuie să depui foarte, foarte multă muncă. Uite, ia o știe din plin, pentru că întotdeauna vine să surprindă, fie cu melodii care ating sufletul, fie cu apariții pe la spectacole care mai de care, sau încercări în diferite proiecte, pentru că a fost și Vicky Lu, astăzi este Victoria Lungu și vine îmbrăcat în costum popular. Să o vedeți cât e de frumoasă! Salutare, draga mea! Bine ai revenit! Și mă bucur să te văd în nou an. Bine m-am găsit în 2020. Tu ce faci? N-ai mâncat de sărbători? Hai, acum te aude lumea. Zice că n-am mâncat de sărbători. Ba, am mâncat, m-am îngrășat. Păi e special, am vorbit la microfonul tău ca să nu mă audă nimeni să zică, mamă, ce aici? Pentru că vezi că eu am pus kilograme pe mine. Vreau 400 de grame și așa fericită am fost. Eu care de fiecare dată zic, eu nu mănânc, eu sunt cea care, na, uite, acum am încălcat, am trecut 10 kg plus. Bună ziua! Acum? De sărbători? Da, mamă. Așa de repede? Păi da, ce le trebuie femeilor? Doar să stea, să mănânce și să bea. Uite că știi că și am schiat foarte mult, dar oricum seara petreceam pentru că am dat de o gașcă de prieteni la munte, dacă tot vorbeai de munte. Și atât de bine ne-am distrat, am zis că cred că a fost cea mai frumoasă vacanță din ultimii 30 de ani. Wow! Da, serios, a fost o vacanță superbă, am schiat atât de mult, nici nu am știut că pot să schiez la atât de mare înălțime. Febră musculară precisă. Nu am avut, pentru că știi că mai fac și sală uneori, din când în gând. În gânduri mai mult. Dar că uite, gașca cu care ne-am și cunoscut atunci când am ajuns prima zi, era un soare atât de frumos și ger și zăpadă și ningea prima zi atât de frumos, nu pot să-ți spun, a fost superb. Dar cu cine ai fost la munte? Păi am fost singură, eu cu Victoria Lungu. Pe mine când mă întreabă, eu zic, eu iau pe Victoria Lungu, că e cel mai bun omuleț cu care mă înțeleg. Poți să-i vorbești și ea tace. Da, și acolo, pentru că am un foarte bun prieten, Marin Stroncea, care are o agenție. Și eu l-am sunat, zic, măi, vreau să ajung la munte. Mergi singură? Da, singură. Da, cum singură? Zic, nu, mai am vreo două fete, știi? Cu gluma. Și pe bune, chiar am făcut cunoștință cu niște oameni extraordinar de frumos, pe care îi salut dacă mă văd acum și le mulțumesc de suflet pentru echipa frumoasă pe care am făcut-o. Un Crăciun foarte frumos, am cântat, am dansat, am colintat. Am dat și cu pe la Monaco ai fost? Pe la Monaco am fost un pic înainte de munte, da. Ce ai făcut la Monaco? La Monaco am fost cu văzutul, cu privitul. Aha, cu cheltuitul banilor. Ceva? Ai cheltuit înseamnă? Cât ai cheltuit? Nu am cheltuit mult, eu sunt zgârcită, să știi. Eu pot să cheltui bine pe parfum, un fond de ten, ceva acolo în remel, care costă oricum ceva bani. Dar, și practic, nu ai fost singură, te-am văzut cu doamna Stoianu. Da, noi am fost cu o echipă frumoasă de oameni, am avut un concert la Nice. Și Vitalie, cu Vitalie Dan, Maria Stoianu, Natalia Medoni Rodidal. Și am fost o echipă foarte frumoasă, să știi că lumea era dornică acolo. Când ne-au văzut în picioare, ne-au întâlnit cu aplauze. Asta înseamnă că lumea ne așteaptă și ne iubește. Asta îmi dau seama. Indiferent unde nu ar pleca oamenii noștri de acasă, ei ne iubesc oriunde ar fi. Te iubește pe tine camera și ești curajoasă, pentru că atunci când am văzut prezența ta scenică la unul din concerte, am rămas așa. Păi asta a fost ideea. Asta a fost și ideea. Hai să vă arătăm în ce a fost îmbrăcată. Sau, de fapt, nu a fost îmbrăcată. A fost colorată mai mult. Sau, și îmbrăcată. Și am avut o rochie foarte frumoasă. O rochie care mi-a pus tot ce aveam eu mai frumos în evidență, pentru că am ce arăta, știi cum spune ceva, că omul are de toate. Mă bucur când femeile se iubesc. Păi, dar stai seama dacă m-aș uita la toată lumea care doar bărfește pe la spate și atâtea lucruri urâte spun, trebuie să intrăm în depresii pe luni de zile și eu ca artist nu vreau acest lucru, pentru că am pe Valeria lângă mine care atât de frumos mă învață și îmi spune, mamă, uite-te la artistele din afară, nu mai gândi limitat. Da, pentru că imediat după ce Valeria a postat ceva, toată lumea a început să scrie, vai, ți-ai bătut joc de mama ta, la care ea zice, mi-am bătut joc în sensul cel mai frumos, pentru că este cea mai frumoasă mamă, cea mai frumoasă artistă. Și asta mă bucură, pentru că ea mă susține și eu cred că artistul nu are vârstă, asta o să vă demonstreze și omul care va veni lângă mine astăzi. Pentru că de la acest om
ai avut primul costum popular în care te-ai filmat. Și care mi-a adus milioane de vizualizări și care a fost prima melodie mea de debut și care eu cred că a fost de bun augur. Uite, vezi, când vorbesc de ea, mă apucă așa fiorii, pentru că este o a doua mama mea și este lângă mine și mă susține dintotdeauna. Și vrem în aceste momente să mergem, să o întâmpinăm și să îi urez bun venit, doamne Marie Sarabaș, cea care e pâine caldă. Bună și bine ați venit! Noi suntem din gașca celor cu un pic de răceală, dar vine că prin televizor nu se transmite. Luați loc acolo lângă Victoria. Asta mai rămânea să se mai transmite chiar și televizor. Da, muzica ajunge, răceala nu prea. O cunoște pe doamna Sarabaș de mulți ani. De când încă nu mă născusem. O cunoșteam, cred că, prin burta mamei mele, pentru că mama iubea muzica. Și îți dai seama, și eu când eram copil și după aia când am început să cântam melodiile pe care și acum le prodonăm câteodată. Vino, dragoste, înainte. Da, exact. Asta era melodia noastră în care... Și dragoste, uite că a venit. Și astăzi voi sunteți la noi ca să oferiți o melodie superbă și colegii mei de regie au zis că Lilu, mă ating că îi splângi. Te-ai gândit încă de la început că îți dorești o colaborare cu doamna Sarabaș? Da, eu cred că nu există artist. Eu cred că nu există artist care nu-și dorește o colaborare. Dar pentru că eu am știut să mă gulesc, am știut să fiu bună. Eu, de fapt, sunt foarte așa strong. Dar cu doamna Maria, dacă știi să fii un om exact pe sufletul ei, ea te întregește, ea te iubește, te laudă, te ajută, te susține. E chiar așa, doamna Sarabaș? I-am dat și costumul meu primul costum cu care și-a făcut botezul în muzica populară. I-am zis, îmbracă-l că o să-ți aducă noroc, pentru că eu ți-l dau din toată inima. Și cu adevărat, eu vreau să susțin interpreții care, din alt gen de muzică, vor să promoveze muzica populară. Pentru că, de fapt, astea sunt rădăcinile noastre seculare. Muzica populară este, consider eu, cea mai frumoasă zestre spirituală pe care noi o avem. Și atunci este doar de laudă și trebuie să încurajăm și să susținem interpreții care vor să vină și să cânte muzica populară. Chit că tu ai cântat muzica populară din fragida ta copilărie, dar pe urma, ca și toți tineriatul, știți ce fac? Uită că și zic că muzica populară este cam demodată, cam... Mai bine să cânte o estradă ca să mă lansează pe arena internațională. Ei, vedeți că nu e chiar așa, pentru că unde nu ne-am duce, noi trebuie să mergem cu cartea noastră de identitate, cu ceea ce avem de la străbuneii noștri, zestrea noastră de milenii, muzica noastră, eu zic, spiritul nostru al națiunii, care ne caracterizează, de fapt, pe orice meridian al globului, drept... O națiune, consider eu, cea mai bogată în plan de folclor. Ori eu, în cariera mea, am avut norocul să fiu participantă la multe ediții de folclor. Am în vedere festivaluri, concursuri, etc. de folclor, la care Republica Moldova s-a clasat întotdeauna pe firmament. Cu toate că în ultima vreme sunt foarte mulți tineri care vor să cânte muzică populară. Ai observat, Victoria, și tu. Și sunt mulți. Cum primește generația de aur a muzicii populare pe tinerii începători? Mulți se jeluie. Mă știți ce nu ne place? Nu ne place când se profanează, când se ironează folclorul, când nu se ține cont de melos ca tare și să încearcă să facă un fel de prelucrare la prelucrare, cum ar veni. Adică eu consider că un interpret tânăr, dacă el decide cu, eu știu, cu tot sufletul să se apropie de rădăcini, el trebuie să studieze interpreții de folclor clasic care au stat la baza folclorului de astăzi. Estrada folclorului, mă refer la estrada folclorului. Eu totdeauna consider că acele cărți pe care noi le-am moștenit de creație orală, de pildă, sunt elocvente, dar... dincolo de toate acestea, adică urmează să studiem începând cu Maria Tănase încoace, cu tot ce avem noi înregistrat, de fapt, ca și document deja. Vorbesc de cărțile de folclor care au și note muzicale venite din străbuni, dar Maria Tănase, Maria Lătărețu, Ion Luican, Maria
Nu mai vorbesc de Maria Ciobanu, actuala, care este privighetoarea României în ceea ce îmi place mie din folclorul oltenesc, îmi place foarte mult Maria Cornescu. Deci dacă tineretul nostru vrea să aplece capul spre folclor, ar trebui să se comporte cu multă evlavie, cu mult respect față de înaintașii lor. Și atunci vor fi primiți cu inima deschisă. Eu sper cu inima deschisă să fie primit și această melodie. O melodie care o să aducă emoții în multe cupluri de mamă-fică. Da, doar două cuvinte vreau să spun aici, pentru că e o melodie care ne caracterizează pe ambele, doamna Maria având o fiică, Diana, care foarte mulți ani, făcând și ea muzică, a fost plecată peste hotare. Eu având o fiică, mama mea care și ea cânta și mama doamnei Maria cânta, noi de fiecare dată ne-am dorit ca legătura aceasta dintre mamă, fiică, care se susține una pe cealaltă, să fie și acolo sus, indiferent chiar dacă pleacă mamele noastre, această legătură să fie pentru o vecie. Și această melodie, eu sper să fie una pentru toate cele mame sau fiice care încă poate nu găsesc ușița una către cealaltă. Și evident vreau să-i mulțumesc și lui Ion Caranfil și evident Nicolae Gheorghe Ruțu pentru aceste versuri extraordinar de frumoase. Zic să le ascultăm chiar în aceste momente. O melodie pentru că vrem, nu vrem, mama este cel mai important om din viața noastră și așa cum îmi place mie să zic, dragostea trece și peste timp și peste spațiu. Poate nu sunteți în aceste momente alături de mama sau alături de fiica voastră. Există internet, scrieți un mesaj, sunați-vă mama pentru că e atât de prețios momentul în care ele sunt aici cu noi pe pământ. Vă lăsăm în aceste momente în compania Mariei Sarabaș și a Victoriei Lungu cu o melodie superbă și vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi. Cântecele tale mi-au făcut viață cale. De la ele am învățat să cânt și eu cu drag, mă. Al tău glas dumnezeiesc, e de când cer pământesc, cine îl ascultă știe că ai glas de ciocârlie. Fata mea copilă dragă, tu ești fragulița fragă. Și nu știi că în viața ta ai ales o cale grea. Toate cântecele mele au avut și zile grele, of, oh. Le-am cântat la lumea toată, să-mi inima împăcată. Cântecul și al tău har sunt zidite în altar, oh. În altarul Domnului, de pe malul Prutului, oh, oh. Unde toți românii cântă și sunt mândri când ascultă. Ei sunt bucuria mea, dorul meu și dragostea. Al nostru nume am cântat glia străbună, graiul meu limba română, of, of. Mândră sunt și n-am uitat locul de unde am plecat.
ce vremea vine, cât de cu nostru rămâne. Și atunci când nu vom fi strănepoților doi mii, of, of, și s-or bucura de noi, că-am cântat cu drag de voi. Și atunci când nu vom fi strănepoților doi mii, of, of, și s-or bucura de